Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, mă numesc Sorina și astăzi vă voi prezenta cartierul Cismigiu și misterele sale. Acum ne aflăm pe Bulevardul Regina Elisabeta, Broadway de București. Această denumire a dobândit-o în perioada interbelică, deoarece aici existau cele mai importante firme și cele mai mari săli de cinematografie. În spatele meu se află hotelul Cismigiu, prima clădire construită pe Bulevardul Regina Elisabeta în 1912. Clădirea a fost afectată de-a lungul timpului de cele două războaie mondiale și de comunism. Deși în prezent este renovată, clădirea a stat foarte mulți ani în paragină și condițiile precare au provocat moartea unei studente la Facultatea de Film și Teatru din anii 90. Teribilul accident s-a produs în anul 1992, într-o zi nefastă, când tânăra a căzut în casa liftului. Din cauza proastei funcționări și, bineînțeles, a nepăsării autorităților de a renova. După ce a căzut în gol, fata era încă viață rănită, însă nimeni nu îi auzeau țipetele. Se spune că fantoma sa bântuie polurile hotelului Cismigiu și în prezent. Haideți să vedem împreună. O să mergem în hotel și să vedem ce se întâmplă acolo. Și cam așa arată liftul din hotelul Cismigiu. Avem și televizor. El a fost renovat complet în anul 2012, însă au mai rămas câteva elemente pe care o să vi le arăt acum în curând. Să vedem unde se deschid ușile. Aici. Ta-da! Și singurul element care a rămas intact din acele vremuri este acest pian care a fost recondiționat și este superb. Și acesta este pianul recondiționat într-o culoare superbă, care face parte dintr-un local, un bistro de la etajul 6 din cadrul hotelului Cismigiu. Acum luminile acestea s-au oprit, dar cum am observat mai devreme, felul cum pâlpâiau, cred că ne demonstrează faptul că hotelul este bântuit în continuare de fantoma acestei tinere studente care și-a găsit sfârșitul în această clădire.